Situație catastrofală în spitalele din capitală, unde au mai rămas doar 66 de locuri libere pentru bolnavii de COVID-19, și asta în timp ce numărul celor diagnosticați în Chișinău este în continuă creștere. Anunțul a fost făcut de autoritățile municipale. Sunt să atenționez situația epidemiologică de îmbolnăvire și de transmitere a infecției COVID este în răutățire, din păcate, și este foarte necesar, imperativ necesar, de a respecta toate măsurile de protecție. În aceste condiții, Ministerul Sănătății și-a redeschis spitalul pentru pacienții cu COVID. Acolo mai sunt 90 de paturi, dintre care 3 la terapie intensivă. Potrivit premierului Ion Chicu, mai mult de jumătate din locurile din spitalele din țară sunt ocupate, iar cea mai mare problemă este că medicii sunt extenuați. Pe lângă faptul că sunt din ce în ce mai puține paturi, crește alarmant numărul medicilor infectați cu noul tip de coronavirus. Astfel, șeful guvernului a revenit din nou cu un mesaj către populație să respecte măsurile pentru prevenirea noului coronavirus. Pe parcurs săptămânii trecute au mai fost pregătite locuri în spitale, după cum menționam. Mai complicată este situația cu personalul medical, care este realmente extenuat. Încă o dată fac îndemn la toți cetățenii să respectăm aceste reguli. Săptămâna trecută în țara noastră au fost înregistrate mai multe recorduri de noi cazuri de COVID-19, cel mai mare număr fiind 478 înregistrat în data de 17 iunie. În aceste condiții, starea de urgență în sănătate publică, care expiră în 30 iunie, cel mai probabil va fi prelungită pentru încă o lună. Subiectul va fi examinat marți la ședința Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică. Ministerul Sănătății, ANSP-ul, medicii vor veni cu propunerea de a prelungi această stare de urgență încă pentru o lună. Vom examina, bineînțeles, la comisie această propunere, dar este mare probabilitate că vom extinde starea de urgență încă pentru o lună.